Lovitură liberă pentru rapidiști. Rui Duarte aruncă mingea către Ciprian Deac. Stop bun al acestuia. Grigore către Grigorie. Mai departe la Bojovic. Atacă rapidiștii pe toată lățimea terenului, încercând să desfacă apărarea asta. Apare Seto Takayuki, care îl încurcă un pic pe Ciprian Deac. Continuă rapidiștii atacul cu Grigorie, Bojovic. Din nou Deac, care iată joacă în centrul terenului în această perioadă a partidei. Grigore trage bine de la distanță, are mult spațiu la dispoziție și gol! Gol! Rapidul, minutul 50. Ce înseamnă să îi lași spațiu la dispoziție lui Nicolae Grigore, care se aruncă acum în brațele lui Răzvan Lucescu pentru a sărbători acest gol cu care Rapidul deschide scorul. Greșeală mare acolo a jucătorilor Astrei la centrul terenului. Se ceartă între ei mijlocașii centrale ai Astrei. Sunt numai puțin de trei, Takayuki, Bojenaru și Giuliano Spadasiu. Cu toții s-au invitat să-l atace pe Nicolae Grigore. Până la urmă însă, iată un șut perfect la vinclu. Și din minutul 50, Grigore reușește să aducă Rapidul în avantaj. Nimic de făcut pentru Silviu Lung Junior. Grigore recidivează după ce a înscris și etapa trecută în derbiul din Giulești. Iată-l reușind un super gol de această dată și reacția băncii de rezervă a Rapidului. Un gol marcat repede, imediat după pauză.